Câteva lucruri ar trebui schimbate și la Bruxelles. E foarte frumos, azi în Timișoara, mâine în toată țara și adevărat că noi începem campania, să în fine pre-campania, discuțiile cu oamenii în Timișoara. Și astăzi și mâine în județul Timiș. Și eu mă voi reîntoarce, cred că și duminică în Timișoara. Ce să vă spun? O să spun lucruri de laudă despre delegația PDL, cele mai mari delegații, de fapt singurele, din Parlamentul European sunt cea a PDL, cea a PNL și cea a PSD. Delegația PDL are 60 de rapoarte, noi numim rapoarte legile adoptate de către Parlament, fiindcă cel care conduce o lege se numește raportor. Și are 60, am spus delegația PDL, aproape dublu decât au delegațiile PNL și PSD, la un loc. La un loc. Eu personal am 40, deci cu mult mai mult decât cei 16 deputați PSD și PNL la un loc. Asta înseamnă muncă. Sigur, unii aleg să muncească mai puțin, unii aleg să muncească mai mult. Și mă arată ceva, arată încredere, că atunci când primești o lege să o faci, înseamnă că grupul respectiv, în speță grupul popular european, are încredere în tine. Fiindcă dacă directiva iese bine, atunci grupul se mândrește cu ea în toată Europa, în toate țările. Dacă nu are încredere în tine, nu o să-ți dea prea multe legi de făcut. O să te lase să faci alte lucruri. Dar legile sunt cele mai importante, după cum știți, ca în orice parlament. Dincolo de Parlamentul European, aș vrea să spun câteva lucruri pe care le-am spus și la lansare, că acest an, 2014, este anul dreptei, este foarte important să câștige, atât pe plan extern, cât și pe plan intern. Pentru Europa, știți bine că avem doi candidați pentru poziția de comisar ai Comisiei Europene, de președinte al Comisiei Europene, socialistul Schulz din Germania și fostul prim-ministru Juncker al Luxemburgului. Și evident că dacă majoritatea în Parlamentul European este pe partea dreaptă, atunci comisarul va fi și el de dreapta. Dacă majoritatea este de partea stângă și extrema stângă, atunci comisarul va fi de stânga. Cred că niciun om normal din lumea asta nu dorește să fie condusă Uniunea Europeană de stânga, care uneori este chiar comunistă. Și acum o să vă dau un exemplu de azi despre candidatul socialist Schulz, care e președintele Parlamentului European și care candidează la postul de comisar, președinte al Comisiei. Astăzi s-a votat la prânz descărcarea de gestiune a Parlamentului European. Respectiv a lui, pentru că, de fapt, șeful de instituție răspunde pentru ceea ce se întâmplă rău, pe achiziții publice, pe angajări, pe tot, pe management. Și s-a amânat, practic, rezoluția de admitere a descărcării de gestiune pentru luna aprilie, când avem plenară, pentru că el nu a venit astăzi la plen, pentru că acum 2-3 zile a blocat un articol, articolul 49 din raport, paragraful 49, care îl critica pe el, care spunea că el a păstrat sub masă, în sertărașe, niște rapoarte ale OLAF. OLAF este oficiul de luptă antifraudă al Uniunii Europene, deci fraudă cu fonduri europene, care era adresat Comisiei de Control Bugetar, din care fac și eu parte. Și nu ni le-a trimis. Și au mai făcut și alte lucruri, apropo de la grupul de lucru cu Grecia, în fine. Deci erau mai multe critici împotriva lui în acel paragraf. Și el a folosit drept de blocare, de care nimeni n-a mai auzit până acum și n-a mai fost folosit niciodată, și a motivat în scris un purtător de cuvânt că din motive de confidențialitate îl blochează. Așa confidențialitate, când am văzut noi confidențialitatea acolo, deci am o colegă nemțoaică, Ingeborg Gressle, care a și dat un interviu în European Voice, a apărut în Der Spiegel, am dat și eu un comunicat azi dimineață. Alte articole critice sunt acolo, n-am mai interzis să se atingă de ele, dar noi nu îi dăm aprobarea de gestiune până nu spune, da, de ce le-ai blocat pe astea, da? Care, de ce să fie confidențial faptul că ai ținut în sertar rapoartele
care arăta că cineva fura bani europeni. În fine, deci mă întorc la ideea principală. Trebuie să câștige dreapta pe plan european, pentru că dreapta înseamnă, și aș vrea foarte mult să diseminați acest lucru, înseamnă locuri de muncă, bunăstare, drepturi civile, drepturi pentru oameni. Înseamnă dezvoltarea creativității, a inteligenței. Și de ce spun locuri de muncă? Nu statul creează locuri de muncă. Tot aud în România că statul trebuie să creeze locuri de muncă. Nu. Sectorul privat creează locuri de muncă. Sectorul privat creează locuri de muncă, iar statul trebuie să îl susțină, să îl ajute, în sensul de a-i pune taxe și impozite puține și mici, de a-l sprijini să se dezvolte, ca să angajeze cât mai mulți oameni. Deci locurile de muncă sunt create de sistemul privat, nu de aparatul bugetar, nu de stat. În România, oricum, ca și în alte țări, Grecia, Italia și altele, statul este supradimensionat ca număr de bugetari, da? Și noi vrem să-l facem flexibil. Deci cum să ne gândim că vrem să mărim numărul de bugetari? Pentru că asta înseamnă când spui că statul creează locuri de muncă. Deci nu, repet, sectorul privat, asta înseamnă dreapta, sectorul privat, încurajarea sectorului privat. Întotdeauna electoratul dreptei vor fi oamenii liberi care vor drepturi să demonstreze, să vorbească, să scrie orice, să nu fie arestați pe nedrept, să aibă procese corecte, în fine, toate aceste drepturi și să luptă pentru ele și care își pornesc, își fac viața cu mâinile lor, pornesc la drum singuri, da? Și își fac o afacere, da? Dar statul nu trebuie să-i împiedice. Pe partea cealaltă, stânga, în general, se bazează pe oameni care, fie din frică, fie din neputință, preferă să trăiască pe ajutoare sociale sau să fie bugetar toată viața și să nu se gândească la nimic altceva. Dreapta avansează întotdeauna înainte, duce înainte o societate. Uitați-vă la statele care au fost cel mai profund afectate de criză. Grecia, Portugalia, Spania, de cine au fost conduse? De guverne socialiste, da? După care au venit guvernele de dreapta, care încearcă să le readucă pe drumul cel bun. Bun, durează mai mult decât ne-a fi așteptat, dar se va întâmpla asta. De asta spun că e foarte important să câștige dreapta pe plan european. Acum, nu extrema dreaptă. Acum, pe planul, în România vorbind, e foarte important să câștigăm, pentru că vrem ca dreapta să se restructureze în jurul PDL. Simplu. Punct. Foarte multe rapoarte, legi, legislație împotriva evaziunii fiscale, dar ea există și produce pagube mari. Anual vorbim de milioane de euro. În Uniunea Europeană, dacă vorbim pe sistemul 1, adică pe toate statele, aproape toate statele, sunt miliarde de euro. Apropo de evaziune fiscală, eu înțeleg că în România, de la jurnaliști care au făcut cereri pe acces la informații și au primit răspuns următor. Din hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, prin care X e condamnat să plătească statului o sumă de bani, 2% sunt executate de ANAF. Deci, după părerea mea, asta înseamnă nimic, da, 2%. Deci avem o problemă cu capacitatea celor de la ANAF. Deci cred că trebuie să stăm pe capul lor să execute măcar aceste hotărâri irevocabile, în civil sau definitive, dacă vorbim de penal, da? Iar apropo de corupție, vreau să explic legătura între corupție și bani, și sărăcie, și bunăstare. Costurile corupției nu se reflectă în suma care este dată ca șpagă, pe care dumneavoastră mi-o dați mie ca să vă dau un contract. Nu, asta nu intră în calcul. Ci dacă v-am dat un contract și în spate este mită, e un ministeriu, o agenție publică, atunci v-am dat un contract cu un preț mai mare decât prețul pieții. Deci, costul corupției este diferența dintre prețul pieții și prețul contractului. Ca atare, bunurile și serviciile sunt mai scumpe atunci când e mită în spate. Kilometru de autostradă, de exemplu, nu e în România cel mai scump? Tot aud și citesc asta. Da? Deci, corupție în spate. Diferența între altceva alegeți. Eu am ales kilometru de autostradă. Pot să vă spun că pe anul 2010, o echipă de contabili, finanțiști, în fine,
au făcut o analiză pe 8 state membre, din 27 eram atunci, pe 8 numai, pe 100 de contracte numai, 100, și au ajuns la concluzia că într-un an de zile, în 8 state membre, în 100 de contracte, 5 domenii numai, de achiziții publice, s-au pierdut costuri ale corupției, în medie 2 miliarde de euro, într-un an. 2 miliarde, vă dați seama? Ei, aceste 2 miliarde au plecat din bugete publice ale statelor membre sau ale Uniunii, adică din banii noștri. Cu banii ăștia creșteam pensii, creșteam salarii, făceam școli, grădințe, spitale, tot ce aveam nevoie. 2 miliarde pe an, repet, doar în 8 state membre.